Timp de două zile, la Moldovene au avut loc manifestări legate de cea de-a 578-a aniversare a localității, prilej cu care s-au organizat tot felul de activități. Duminică, 14 august, au avut loc primele manifestări la Căminul Cultural al Comunei, unde elevii din localitate au prezentat în fața sătenilor piese de teatru pregătite de ei. Da, este a 8-a aniversare a noastră, ca să-i zicem așa. E o aniversare structurată pe două zile. Ne-a ajutat faptul că prima zi duminică și a doua luni zi națională liberă și am făcut-o așa două zile. Ca și manifestări, manifestările includ, bineînțeles, faptul că este hramul Sfintei Marii la Biserica Moldoveni 2. Acolo avem niște evenimente, vecernia și slujba de astăzi. După asta am avut ieri manifestări pe scena Căminului Cultural. Niște echipe de copii au susținut trei piese de teatru. Una din ele, Scufița Informatică, una cenușăreasa în variantă modernă și pedagog de școală nouă. Niște copii care s-au manifestat superb acolo și pe care o să-i premiem astăzi. Sătenii au participat și la un spectacol folcloric prezentat de ansamblul Jitaru. Acțiunile au continuat luni, 15 august, cu un simpozion organizat la sediul primăriei legat de participarea locuitorilor din Moldoveni la primul război mondial. Chiar o să prezinte și pe scenă una din piese. Ei au lucrat în îndrumarea doamnei bibliotecare Moise Elena. Am continuat ieri cu un spectacol făcut de un grup folcloric Jitaru, de aici, de lângă Roman. Am avut ca invitat la muzică populară pe Ionuț Onoiu și am terminat seara cu trupa DJ Project pentru tineri. A fost o manifestare frumoasă, cred că toată lumea e și mulțumită. Astăzi am dimineață slujba Sfintei Marii, acum o să avem mai mulți invitați, Părintele Țuscanu cu alți oameni de cultură cu care o să facă o prezentare de carte, de fotografii vechi, de costume populare vechi și după asta vom merge și vom da deschiderea propriu-zisă a zilei noastre, că ziua noastră va fi permanent pe 15 august de Hramul Sfintei Marii. La manifestările de la Moldoveni au participat ca invitați deputatul PNL Mugur Cosmanciuc, primarul Romanului Laurențiu Leoreanu și un grup de consilieri județeni ai aceleași formațiuni. Și avem ca invitați pe domnul primar Leoreanu de la Roman, îl așteptăm și pe domnul Mugur Cosmanciuc de la Piatra Neamț și alți prieteni care să ne se alăture acolo. Începem cu Tedeum, după care spectacolul este structurat cu, mai întâi cu folclor, vine grupul Floricică de la Munte, de la Piatra Neamț. Apoi avem o formație Acord Band de la Săbăoani. Vine o fată din vecini de aici, de la Filipești, Diana Sârbu. Vine doamna Daniela Condurache, ca și cap de afiș pe folclor. Ceva etno avem pe Ramona Hobu. Seara o terminăm cu Narcotic Sound și foc de artificii. Organizarea manifestărilor din cele două zile s-au cheltuit de la bugetul local al comunei 100 de milioane de lei, bani necesari plății artiștilor, asigurării sonorizării și premierii diverselor categorii de cetățeni. Această manifestare din fondurile locale avem o sumă de 10.000 de lei. Înseamnă mult, înseamnă puțin. Față de cât cheltuim în total, nu înseamnă foarte mult, având în vedere că vă dați seama, la o manifestare nu putem să spunem că cheltuim numai pe artiști. Sunt cheltuieli cu sonorizarea, cheltuieli cu organizarea, avem, știu eu, pliante, ce facem pentru manifestările culturale. Deci, iată, se adună destui bani și rămân puțin pentru manifestarea cu artiști. Și acolo vin sponsori, oameni care pot să ne ajute și reușim să facem ca în fiecare an o zi. Știu, acum zilele în speță destul de bogate în manifestări culturale și artistice. Au fost acordate diplome de excelență cuplurilor care au împlinit 50 de ani de viață împreună. Au mai fost acordate diplome de excelență invitaților la simpozionul dedicat participării locuitorilor din Comuna Moldoveni la prima conflagrație mondială. Au primit diplome de excelență și reprezentanții presei, care monitorizează activitățile din aceste zile. Una din diplome a revenit și postului nostru de televiziune.